Bună dimineața, dragilor! Bine ne-am găsit la o lecție de matematică pe platforma Naradix. Numele meu este Mihaela Ciocan și împreună astăzi vom încerca să petrecem un timp prin care să ne reamintim câteva noțiuni însușite în clasa 1. Mi-ar plăcea să vă văd, să vă deschideți camera, cei care nu au camera deschisă, și să vă și mă vedeți? Da, te văd. Da, mi-ar plăcea să ne și prezentăm, pentru că suntem puțin tăi deocamdată. Eu sunt Eti Necru. Îmi pare bine. De unde ești? Din Sibiu. Bravo. Sandra? Eu sunt Natalia și sunt din București. Îmi pare bine, Natalia. Eu sunt din Brașov. Dumbrăvița. Bravo. Și te numești Sandra? Da. Bravo. Pare bine, Sandra. Ne vedeți? Ne vedeți? Da, te văd foarte bine. Patrick? A spus bună dimineața pe chat. Bravo. Ai o problemă cu camera? Pe mine mă vedeți? Te văd, Natalia. Foarte bine. Numai să închizi și microfonul ca să nu facem microfonie, să vorbim cu toții deodată. Alexia? Mă numesc Barbu Alexia Teodora, sunt din Găiești, județul Dâmbovița. O, ne pare bine, Alexia. Și mai avem aici Gabriela. Mă numesc Gabriela. Și sunt din București. Îmi pare bine, dragilor. Mai e cineva pe care n-am numit? Anca? Da. Ești tot tu, Anca, da. Andreea și Naradix. Ok, Anca este cea care ne ajută astăzi să avem o lecție reușită, să meargă toate treburile bine. Anca, cred că pot să dau drumul, da? Da, da. Ok, bine, mulțumesc. Pentru început, așa cum voi v-ați prezentat și ați spus localitatea, am să vă spun și eu că sunt din Galați, sunt învățătoare la școala gimnazială Grigore Moisil din Galați și anul acesta voi avea clasa a treia. Copiii mei sunt un pic mai mărișori decât voi. Mă bucur să putem astăzi împreună să ne jucăm un pic și să ne reamintim câteva chestiuni. Lecția noastră de astăzi se numește Figuri și corpuri geometrice. Eu am să prezint acum, am să dau share screen, da? Pe... aici, ia să vedem dacă reușesc. Imediat. Și voi să-mi spuneți dacă vedeți. Eu văd. Bravo. Eu văd. Perfect, perfect. Eu văd. Perfect. Am să vă rog să fiți atenți. Mă bucur. Natalia, să închizi microfonul, un pic de microfonie se face între noi, dacă poți. Astăzi mai puțin vom lucra cu caietul și cu pixul, mai mult vom fi atenți și vom răspunde la câteva chestiuni și ne vom juca, vom avea câteva joculețe, sperăm să ne reușească. În primul și în primul rând, ia să vedem dacă vă reamintiți voi din ceea ce ați învățat în clasa pregătitoare și clasa 1, care sunt figurile geometrice de bază pe care noi le-am învățat cu toții?
Am să am rugămintea să deschideți microfonul și să vorbiți. Pot? Gabriela, te rog. Cerc triunghi, dreptunghi, cerc, semicerc, oval. Și pătrat. Și pătrat. Așa, sigur. Bravo, bravo. Ia să vedem dacă reușim noi astăzi să aflăm lucruri pe care deja le știam sau să mai aflăm și lucruri noi despre aceste figuri geometrice. Iată, aici, un pic că nu mi-e foarte bună ideea asta. Așa, se vede prima pagină, da? Pe ecran, nu? Da, se vede cu tot felul de figuri. Okay. Exact. Și acum cu ochișorii noștri să îi scodim un pic. Adică ce înseamnă să îi scodim? Să ne uităm. Să ne uităm. Să cercetăm, da? Să privim cu atenție aceste figuri plane. Și să le numim. Mi-ar plăcea să vorbească mai mulți copii. Natalia, poți să numești tu niște figuri plane de aici, pe care le observi? Sandra? A. Inimă, cerc, dreptunghi, triunghi, stea. Bravo! Mai avem aici o figură geometrică care are 5 laturi, dar pe care o putem numi și trapez. Poate că ați mai auzit despre asta, da? Da. Poți să mai spun o formă geometrică? Te rog, Gabriela. Ce ai mai văzut aici? Mai vedem figuri geometrice cu mai multe laturi, da? Cu am mai văzut eu una. Te rog, cu 6 laturi, cu 7 laturi. Hexagonul. Hexagon, octogon, da? Heptagon, dar acestea sunt pe, figuri geometrice pe care noi nu le-am învățat în mod specific la școală, ci așa le mai știm noi din cărți, din desene animate, din alte împrejurări. Bun, bravo, dragilor! Perfect, ați scodit cu ochii voștri această primă imagine. Da. Acum, haideți să ne amintim un pic despre figurile geometrice de bază pe care le-am învățat. Poate să-mi spună cineva ce știe despre pătrat, câte laturi are pătratul și cum sunt laturile pătratului. Are 4 laturi egale. Gabriela ne-a și spus deja că are 4 laturi egale, da? Ia să vedem aici, vedem și noi pătratul, da? Iată, pătratul cu 4 laturi egale pe care îl găsim. Ia uite, ce e o fi aici? Acel buton din care ți-a prins becul, dacă ai nevoie. Așa, întrerupătorul de la lumină, da? Are formă pătrată. Ia uitați-vă pe perete, aruncați-vă ochii pe unde l-aveți să vedeți. Este așa la voi? E pătrat sau are altă formă? La mine este pătrat, doar că nu este un de-aia micuță, este doar apeși pe el, pe tot. Ok, perfect, da. Iată, unde mai găsim forma aceasta, figura aceasta pătrată? În forma ferestră, eu am, da? Am geamul fix în fața mea. Da, și este pătrat sau este dreptunghiular? Puțin dreptunghi. Ok, puțin dreptunghiular, perfect. Ia uitați-vă în jurul vostru și dați-mi exemple de alte corpuri, obiecte pe care le vedeți cu formă, care au formă pătrată, în care găsiți forma aceasta, figura geometrică pătrată. Mai găsiți ceva? Vă pot arăta la cameră? Te rog, Gabriela, dar eu nu văd camera ta, nu știu, trebuie să deschizi camera. Acum te văd, da. Perna, bravo, am găsit o pernă pătrată, bravo, perfect, bine. Mai găsește cineva ceva? Dacă nu, nu e o problemă. Geamul. Geamul, sigur.
La o altă figură. Și anume la dreptunghi. Da? Dreptunghian. Am foarte dreptunghi. Mult. Imediat. Dar haideți întâi să ne amintim ce este dreptunghiul, cum are el laturile. Și apoi găsim în jurul nostru obiecte. Cine ne mai spune? Edi? Ne spui ceva despre dreptunghi? Cum este dreptunghiul? Dreptunghiul are patru laturi. Patru laturi și sunt egale toate, ca la pătrat. Și sunt egale toate. Toc. Sunt egale? Ia uite-te la el aici. Acesta cu verde. Egale două câte două. Așa, egale două câte două. Foarte bine. Sunt egale două. Poți spune eu? Te rog, Natalia. Așa te cheamă, Natalia, da? Sau Radu, Natalia, Elena. Cum să spun? Hai spune, vorbește, că te auzim. Nu te aud. Radu, Natalia... Să spun la triunghiul, că sunt două, dar nu aia. Ok, dar cum să-ți spun eu ție? Că ai Radu, Natalia, Elena, cum să-ți spun? Natalia. Natalia, ok. Bine. Așa, și iată, am aici câteva obiecte care au formă dreptunghiulară, da? Vedem. Riglă, ecranul de la laptop, de la calculator, televizorul, așa, ce mai aveți în jurul vostru? Ia uite acolo în spate la Edi, eu văd. Topocan. Laptop, foarte bine. Ce mai vedem? Dulap. Cățetarul. Oh, telefonul, sigur. Tabletă, telefon, cartea. Tableta. Harta, sigur. Oglinda, suficient. Mergem la o altă figură geometrică și anume triunghiul. Hai să vedem cine ne vorbește despre triunghi. Hai să vedem altcineva. Uite, acum Natalia spune că n-ai mai apucat să spui despre dreptunghi. Figura geometrică cu trei laturi. Îi spusesem Nataliei. Bine, Alexia, hai spune tu și apoi Natalia. Alexia, te rog. Deci o figură geometrică. Figura geometrică cu trei laturi. Cu trei laturi, da, care nu neapărat sunt egale. Pot fi trei laturi egale, da. Sau pot fi laturi de diferite lungimi. Părerea ta, două egale și una să fie inegală? Sau care să fie egale? Okay. Care are toate laturile egale se numește echilateral, iar cel care nu are două laturi egale și o latură care nu e egală se numește. Nu mai închide microfonul, că nu te mai auzit, Alexia. Lasă-l deschis până când termin de vorbit. Se numește, nu te-am mai auzit de acolo, cum se numește? Mai se numește și când are două laturi egale și una inegală, se numește isoscel. Foarte bine, bravo, iată, informații mult peste ceea ce ar trebui să știm noi după clasa întâi. Mulțumim, Alexia, bravo! Iată, unde găsim forma aceasta triunghiulară în jurul nostru? La indicatoarele rutiere. Și la acest instrument muzical, care știe cineva cum se numește? Se numește triangle de la triunghi, da? Exact. Și este un instrument în care lovim cu un mic obiect să scoată sunete. Am văzut că deja vă uitați în jurul vostru să găsiți alte obiecte care au formă triunghiulară pe acolo, prin casă, așa-i? Da? Ia să vedem.
Ce ați mai găsit? Echerul mai are formă de triunghi. Echerul, foarte bine. Altceva. Da, echerul. Echerul, bine. Altceva. Mai găsim? Dacă mai găsim, mai găsim. Nu e formă triunghi, dar nu știu unde este. Da, ok. Bun. Și o altă figură geometrică pe care am învățat-o noi este cercul, da? Cercul are laturi? Nu are laturi. Cercul nu are laturi. Nu. Nu are. Cercul nu are laturi. Ce are cercul? Știe cineva? Cercul, copii, are rază și are diametru. Are mai multe raze și are diametru. Dar când vom învăța, când vom fi mai mari, ia uitați-vă aici, vedeți nasturile acestea tăiate în mai multe bucăți? Ei, bucățica asta de linie se numește rază. Asta e altă rază, altă rază, altă rază. Adică distanța de la centrul cercului până la marginea. Eu știu că în forma geometrică cerc poți trasa câte linii vrei, infinite, foarte multe, da, foarte multe, da, deci avem mai multe raze și diametru. Diametru înseamnă distanța de la o margine a cercului până la cealaltă care trece prin centrul cercului. Despre asta vom învăța în anii următori la geometrie, când vom învăța mai multe noțiuni care ne vor ajuta să ne orientăm în spațiul apropiat și mai cercul are mai multe axe de simetrie. Are și mai multe axe de simetrie și vom vorbi noi și despre asta. Iată, forma cercului. Această figură geometrică o găsim poate în forma ceasului, în forma unui CD. Mai aveți CD-uri pe acasă? Da? Că acum da. Mai puțin folosim CD-urile. Da, eu am scotch în formă de cerc. Da. Bravo. Și un balon. Ia uite, și un balon. Super, super. Și aici, ce avem noi aici? Niște cercuri, da? Parcă ar fi de la cercurile Jocurilor Olimpice, nu? De la simbolul Jocurilor Olimpice, da? Sunt doar 3 dintre cercuri. Bun, perfect. Ei, și acum am spus eu că să completăm un mai pic. Mai este capacul de la sticlă. Sigur, care are și el o formă acolo de cerc. Bine, copii. Și am spus să completăm un pic informațiile pe care le avem despre cele 4 figuri geometrice pe care le-am învățat până acum, cu câteva informații despre o altă figură geometrică pe care o găsim destul de des, și anume trapezul. Și iată, dacă ne uităm aici la fața asta a unei răzătoare, pe care sigur ați văzut-o la mama sau la bunica în bucătărie, da? Fața aceasta are formă de trapez, da? De trapez, iată. La fel și fața aceasta a răzătoare și celelalte fețe. Și tot o formă de trapez vedem aici la acoperișul casei, da? Și aceasta este o altă figură geometrică, da? Și o altă figură geometrică pe care o mai găsim noi destul de des și mai vorbim despre ea este rombul și are această formă. Triunghiul. Da? Seamănă, dar e un pic răsturnat, da? Îl găsim în mai multe ipostaze din viața noastră. Ei, și pentru că ne plac foarte mult figurile geometrice și le și folosim, le desenăm, eu am căutat și am găsit un mic material pe care o să-l împart cu voi, dar o să rog pe Anca, dacă vrea, să-i dea drumul, că am avut ceva probleme. Anca, imediat îi dau... Și să spuneți dacă vedeți și auziți. La Bala vă prezintă formele geometrice pentru copii.
arată un cerc sau ce forme rotunde cunoaștem? Pizza are forma unui cerc sau are formă rotundă? Pizza. Cum arată o formă ovală? Oul are formă ovală. Ce alte obiecte cu formă ovală cunoașteți? Mingea de fotbal american are formă ovală. Triunghi. Acest triunghi atenționează șoferii că urmează o trecere prin pieton. Aceste indicatoare rutiere sunt încadrate în triunghiuri. Zarurile au 6 fețe în formă de pătrat. Cele 6 fețe pătrate formează un cub. Ciocolata are forma unui dreptunghi. Ciocolata dreptunghi. Chocolate! Lele de mare au o formă perfectă de stea. Și alte obiecte în formă de stea cunoaștem. Sfera luminoasă ce împodobește cerul noaptea este cunoscută sub denumirea de stea. Cum arată un romb? Forma de romb are zmeul și diamantele. Ok. Asta vedem în ceea ce am văzut. Mulțumim, Anca. În ceea ce am văzut noi până acum, în materialul acesta micuț, au apărut două informații noi pe care nu le-am spus până acum, de la începutul întâlnirii noastre. Despre o figură geometrică și un corp geometric. Ați fost atenți? Poate cineva să spună care e figura geometrică despre care ni s-a povestit? Ovalul. Ovalul, foarte bine, mulțumesc, Edi. Și altcineva, ce corp geometric a fost menționat? Acolo la zar, la fețele zarului, care sunt de formă pătrată, formează un, șase fețe de pătrat, formează un cub. Foarte bine, Alexia, foarte bine, ați fost foarte atenți. Bravo, dragilor, bravo, bravo, ați fost atenți. Și să vedem aici, perfect. Și să continuăm mica noastră incursiune în lumea figurilor și corpurilor geometrice. Ei, știu că vă plac foarte mult cântecelele. Și am găsit două cântecele. O să rog pe Anca doar pe primul să ni-l pună. Celălalt o să primiți materialul și o să-l revedeți. Și să ascultăm și un cântecel despre figurile geometrice. Să fim atenți la ceea ce ne spune. Anca, mă mai vezi? Figurile de cer, mai găsește pe cer, arvele și dupe. Figurile de cer, și poetice, când știi să desenezi, cu ele te opresc. Am aici un pătrar, cine cu la vestenea, patru laturi am trasat și pântul egal am dat, dar și laturile toate egale pe ele, frate, altfel zi cu boba mea, al patrulea pe ha-ha. Figurile pe cer, hai găsește pe cer, ha-ha. Figurile pe ce, hai să-și le pe ce, hai să-și le pe ce,
Anca, mulțumim. Am întrerupt, deși probabil vă place cum sună, pentru că nu se aude foarte, foarte bine. O problemă cu de sunet este de astăzi dimineață. Dar puteți căuta pe YouTube acest mic cântecel și îl puteți asculta de mai multe ori, îl puteți și învăța. Și tot în materialul acesta pe care o să o rog pe Anca să îl trimită către voi, mai avem un cântecel pe care l-am găsit în limba engleză, care ne va ajuta, întâi ne va ajuta să recapitulăm ceea ce știm despre figurile geometrice, dar și să învățăm un pic niște cuvinte din limba engleză, da? Ok. Ei, și acum... Nu, nu va fi fișă, va fi un videoclip, da? Un videoclip. E bine? Da? Nu știu cum ați primit voi până acum, bine. Da? Ok, uite, Anca vi-l arată un pic și pe celălalt. Nu pe ăsta vrei să pun? Pe cel cu triunghiul? Da, pune-l și pe ăsta, te rog. Eu sunt un mare de aia, când clara pata, dar am un figure geometrice. Pune-l, te rog. Three sides, a triangle has three sides. Triangle has three sides. Triangle has three sides. A triangle has three, 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 three sides. Four sides, a square has four sides. A square has four sides. A square has four sides. A square has four, 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 four sides. Shapes, shapes everywhere, around you, around me. Shapes, shapes, different sides, how many do you see? No sides, a circle has no sides. A circle has no sides. A circle has no sides. A circle has no, 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 no sides. Four sides, a rectangle has four sides. A rectangle has four sides. A rectangle has four sides. Mulțumim. Despre forme și figuri geometrice pe care le găsim în jurul nostru peste tot. Despre asta este vorba în cântecelul acesta. Bun. Acum eu am să vă pun în chat un link unde o să găsiți voi, ia să vedem dacă puteți să mergeți în chat. Da? Și depinde care chat, că în chat merge, am chat în care nu merge. Păi, uite, în chatul de pe Zoom, dar sunt convinsă că Anca o să vă pună și în chatul. Câte știu de la te, doamne profesor,
dumneavoastră n-aveți acces. Da, 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 imediat. Și o să-i trimit... O să primiți și... Le-am primit, da. Doar că intrăm pe primul sau pe al doilea, pentru că sunt două. Hai să vedem acum, un piculeț. Același link. E același link, da. Aveți un link cu Toy Theater, da? Unde dacă o să mergem, o să pun și eu acum imediat. Anca, poți să oprești tu? Așa, perfect. O să îmi pun și eu imediat ca să vedem. Și acolo să ne jucăm un pic. Da? Ați deschis? Da. Și ce ați găsit? Un joculeț. La mine este se vede că la dumneavoastră. Perfect. E un joculeț, da? Dar un joculeț. Eu nu ved unul cât grade și tot așa până la 8. Eu nu văd. Problemă. Nu-i problemă că nu-ți trebuie, da? Ia, fiți atenți la mine un pic. Un joculeț simplu cu figuri geometrice. De exemplu, ce avem aici? O broască țestoasă. O vedeți pe asta? Mică? Da? Putem și noi să construim o broască țestoasă utilizând figurile geometrice de aici. Ia, uitați-vă. Iau un triunghi. Apoi mai iau un triunghi. Îl învârt, îl răsucesc până când fac o... Până îl lipesc. Și trebuie să le duc și un pic mai jos pentru că broasca mea țestoasă deja o să fie mai strâmbă. Apoi ce mai am nevoie la broasca țestoasă? Mă uit, da? Mai am nevoie de un triunghi. Îl iau și îl pun. În același timp am să vă rog și pe voi să încercați să construiți, dacă ați deschis, dacă nu ne uităm și apoi o să construim ulterior, da? Eu uite, să construiesc altceva, nu broasca țestoasă. Da, fiecare poate să construiască altceva și pe urmă, dacă puteți, o să vă dăm și voie să faceți share screen, dacă o să se poată, nu știu cum e în platformă, dacă nu, o să ne spuneți ce ați construit. Da? Ne jucăm un pic în acest joc, pe care îl putem utiliza apoi și după lecțiile noastre, să ne jucăm, pentru că este foarte interesant și are foarte multe aplicații cu figuri geometrice și nu numai. Putem să avem și muzică aici, și puzzle-uri, și alte jocuri matematice pe care le putem utiliza mereu. Uite, eu deja construiesc aici la broasca mea țestoasă, vedeți? Da. Da? Reușiți și voi? A reușit toată lumea să deschidă? Natalia, ai deschis? Bravo! Să încercăm un pic. Nu o să stăm mult. 5 minute o să ne jucăm un pic la joculețul acesta ca să-l învățăm un pic. Da? Și apoi să... Eu am nevoie ca această formă să o întorc. Tocmai așa. Nu ne iese din prima. Și e posibil ca să nu se unească foarte bine, dar nu ne necăjim din cauza asta. Exersăm. Dacă avem mouse, ne este un pic mai ușor. Fără mouse, un pic mai greu. Nu? Deja am terminat. Ce ai făcut? Ce ai construit? Tot o broască testoasă. Aoleu, și ai fost mai rapidă decât mine? Da. Normal, că doar ești copil, nu? Eu... Sunt un adult care se descurcă greu cu jocurile. Am și eu un băiat și mereu îmi spune că nu prea mă pricep la jocuri. Știu asta, da? Și și broasca testoasă. Acum încearcă altceva. Ia uitați-vă aici, dacă mergem pe șirul acesta, ia uitați-vă, îl putem mișca și găsim și alte forme, din ce în ce mai complicate, din ce în ce mai sofisticate formele acestea, da? Iată, un căluț de mare, un iepuraș, un șarpe, un rac, o libelulă, da? Iată.
Multe, 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 multe. Pe oricare putem să o alegem și să o construim, să o reconstruim și iar să o construim. Da? Iată. Cine a mai construit? Ceva? Și cum pot să mai sterg? Ai aici coșul de gunoi. Iată, ai coșul și aici ștergi. Bine. Da? Ai coșul de gunoi. Ai reușit? Da. Bravo. Perfect. Hai că uite, o să termin și eu broasca mea. Mai greu așa, da? E gata și ea. Gata. Am și eu broasca terminată. Nu văd un pic cam strâmbă și cam sus, dar e bine. Nu? Ok. Bun, acum pot să șterg și spune dacă vreau să șterg sau nu. Și am șters. Da? Știați de joculețul acesta? Nu. Nu? Vă place? Da. Credeți că v-ar putea fi de folos? Iată, mai avem și altă posibilitate. Dacă dăm aici pe jocul tangram, putem să dăm, să jucăm pe tangram, da? Știți ce este tangramul, da? Un joc în care avem anumite tangram. Figuri. Trebuie să facem ce arată acolo și dacă ne iese foarte bine. Da, doar cu figurile acestea, da? Care împreună formează un pătrat, că așa se și numește pătratul tangram. Doar cu figurile acestea trebuie să construim, da? Iată și mai putem să folosim și acest joculeț să construim. Iată, putem să construim cu creionul, să luăm creionul și să construim figuri geometrice. A să spune cineva, uite ce figură geometrică construiesc eu acum. Ce am construit? Un pătrat. Foarte bine. Ia mergeți și voi pe joculețul acesta și construiți un triunghi. Puteți să luăm și o altă culoare. Da? Mi-a ieșit. Te-a ieșit. Bravo. Vedeți că trebuie să faceți click când se da, ca să finalizați latura. Perfect. Hai să încercăm acum să luăm un cerc de aici și să-l... plimbăm pe aici. Iată cum ne-a ieșit un alt triunghi, da? Din punctul fix pe care l-am ales. Da? Perfect. Acum, să vă lăsați deschis linkul acesta ca să puteți să-l arătați părinților voștri dacă nu sunt pe lângă voi sau fraților voștri și să-l salvați, să vă puteți juca și după aceea. Da? Să-l lăsați deschis dacă merge. Dacă nu, o să îl primiți cumva, da? Și să vedem mai departe. Am intrat, dar era mic. Ce ai zis? Am un frate, dar e prea mic. Ai un frate, dar e prea mic, nu? Uh-huh. Asta-i, nu-i nimic, da. Bun. Acum, da. Ia spune, ceva întrebări? Întrebări? Până aici? Nelămuriri? Eu o să particip la ora dumneavoastră de istorie. Te rog, te aștept. Mi-a ieșit tangram. Bravo, perfect, dacă ți-a ieșit. Am văzut că erai foarte concentrată. Chiar vroiam să te întreb la ce ești așa concentrată. Bravo! Uite, am făcut un fel de rachetă. Bravo! Un fel, adică nu e chiar o rachetă. O formă pe care ai găsit-o acolo. Acum, iată o modalitate. Doamna, am făcut.
Da? Un pic, Alexia. Iată o modalitate, un joc pe care îl puteți utiliza să vă jucați pe calculator imediat, Natalia, să termin ideea. Să vă jucați pe calculator, dar să vă jucați cu învățare, adică și să învățați în timp ce vă jucați și să recapitulăm figurile geometrice. Natalia, spune-i ceva, te rog. Că eu voi participa la ora dumneavoastră de istoria Cer cu mic dicționar. Mi-ai spus, bravo, te aștept cu plăcere, da? Ok, și acum o să continui să share-uiesc cu voi prezentarea mea, astfel încât să ne finalizăm activitatea de astăzi, pentru că noi vroiam să vorbim și despre corpurile geometrice, da? Nu doar despre figurile geometrice. Ne-am jucat un pic cu figurile geometrice și ne mai jucăm și după aceea. Și ia să-mi spuneți voi care sunt corpurile geometrice pe care le-am învățat noi până acum. Ce înseamnă corpuri geometrice? Spune Natalia, te rog. Iar forme, iar corpuri geometrice care noi am învățat sunt cupul și sferă și con. Ok, foarte bine, da? Deci am învățat aceste corpuri geometrice. Care ar fi diferența dintre figurile geometrice și corpurile geometrice? Câte dimensiuni au figurile geometrice, câte dimensiuni au corpurile geometrice? Aici este diferența dintre ele. Alexia, ai putea să ne spui? Natalia, diferența dintre figurile geometrice și corpurile geometrice. Diferența dintre figurile geometrice și corpurile geometrice este că corpurile geometrice sunt 3D, iar figurile geometrice sunt 2D. Bravo, adică au două dimensiuni figurile geometrice, da? Iar cele corpurile geometrice au 3 dimensiuni, adică au și dimensiunea în spațiu. Ia uitați-vă acum cu atenție în jurul vostru, în camera voastră. Și unde mai înainte am găsit o figură geometrică, acolo era vorba doar de forma pe care o avea corpul respectiv sau fața corpului respectiv, haideți să găsim acum corpurile geometrice din spațiul nostru. Iată, Alexia ne arată o carte. Cartea ce formă, ce corp geometric? Cuboid. E un cuboid, foarte bine, e un cuboid. Ia să vedem, dulapul, ce este? Tot cuboid. Cuboid, mingea. Aveți minge sau glob pământesc? Da. Sferă. Sferă, foarte bine. Aveți vreun coif de-l punem pe cap pentru petreceri, poate, prin jurul vostru? Dacă nu, o pălărie dintre aceea de vrăjitoare. Ce este? Ce corp geometric? Con. Un con, foarte bine, un con. Bun. Aveți cumva cub Rubik? Da. Ia uite-te repede la cubul Rubik și spune, el este un? Cub. Exact, este chiar un cub, pentru că așa îl și cheamă, cub Rubik. Dar atenție că am văzut mai zilele trecute, am fost pe la niște librării și am văzut că sunt cuburi acum Rubik. Și de alte forme. Deci nu mai sunt doar, noi știam doar sub formă de cub, dar acum am văzut și sub formă de triunghi, și sub formă de hexagon, și sub formă de alte minuni pe acolo. Deci au mai apărut tot felul de alte jocuri între ei. Bun, bravo! Ei, pentru că timpul nostru s-a scurs destul de repede, mai am un material care ne spune așa să recapitulăm ce am învățat astăzi, să vedem și cum o să facem. Deci este un filmuleț micuț de pe YouTube. Cineva o să spună câteva elemente de geometrie și unele pe care nu le-am adus în atenția noastră.
iar apoi împreună deschidem microfonul și le recapitulăm cu voce tare. Ok? Da? Da. Da? Dacă mă auzi, Anca, pe acesta ultimul vreau să-l pun. Acesta cu portocaliu. Bun găsit, dragi copii! Astăzi vom învăța împreună formele geometrice. Sunteți pregătiți? Să începem. Linie. Cerc. Semicerc. Oval. Pătrat. Dreptunghi. Triunghi. Romb, trapez, paralelogram, pentagon, hexagon, octogon, stea, inimă, semisferă, sferă, cilindru, con, piramidă, cub. Iar acum, dragi copii, am să vă rog pe voi să spuneți formele geometrice singuri. Să începem! Linie. Linie. Cerc. Cerc. Semicerc. Semicerc. Oval. Oval. Semicerc. Oval. Pătrat. 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 Dreptunghi, triunghi, romb, trapez, trapez, paralelogram, paralelogram, da, da, hexagon, hexagon. Numai pe cele pe care le știm, da. Octogon. Cea. Cea. Inima. Inima. Avem cum să nu știm inima. Semisferă. Semisferă. Feră. Feră. Cilindru. 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 Con. Con. Piramidă. Piramidă. Cub. 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 Și mulțumim pentru atenție.